Bărbatul de 46 de ani din comuna Godeni, care a ajuns luni de dimineață la Spitalul Municipal Câmpul Lung pentru a primi îngrijiri medicale după ce a stat cocoțat mai bine de o jumătate de oră pe un stâlp de joasă tensiune din localitate, pe un frignă prasnic, a recidivat, fiind din nou la un pas de moarte. Bărbatul are grave probleme psihice care s-au accentuat în ultima perioadă pe fondul renunțării la tratament și al consumului de alcool. După incidentul de la Godeni, a primit îngrijiri medicale de la Unitatea de Primiri Urgență a Spitalului Municipal Câmpul Lung, iar apoi a fost internat la secția de psihiatrie pentru tratament de specialitate. A continuat să se poarte ciudat, bântuit de gânduri negre. Așa se face că, într-un moment de neatenție al cadrelor medicale, bărbatul s-a aruncat de la etaj, fracturându-și ambele picioare. A fost imediat dus în sala de operații, fiind supus unei intervenții chirurgicale la ambele membre inferioare și a rămas internat la secția ortopedie.